Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este președintele Partidului Național Moldovenesc, domnul Dragoș Galbur. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Domnule Galbur, dumneavoastră aveți o autoritate pe Facebook, dar și în afara acestuia, de om foarte dur, un om mândru, mândru în sensul de demn, demnitate, nu mă refer la fudulie. Un om care nu preferă în niciun caz să stea cu capul plecat, pentru că la un moment dat capul plecat începe să pască. Și totuși noi v-am văzut de două ori la președinție, așa de fericit, așa de încântat. Și lumea v-a întrebat pe Facebook, de ce ați acceptat să faceți jocul guvernării, invitându-vă acolo pentru ca această guvernare a noastră minunată să creeze senzația că, iată, noi comunicăm cu liderii partidelor pro-europene de opoziție. De ce ați fost de două ori? În primul rând, a doua oară n-am fost atât de fericit ca și prima. Trebuie să menționez acest fapt. În al doilea rând, nu fac eu niciodată jocul nimănui. Eu, ca și lider de partid, noi suntem un partid pro-european, un partid de dreapta, pro-românesc, și această chemare, să zicem așa, invitație, chemare din partea președinției a fost pentru partidele pro-europene, de dreapta. Prin urmare, eu ca și politician, eu trebuie să asigur partidului pe care îl conduc o comunicare interinstituțională sau să am o comunicare cu alți lideri politici și tot așa. Prin urmare și cu președintele țării, indiferent dacă ar fi fost, nu știu, și din alt partid, doamna președintă, și nu doar din partidul de la guvernare. La 2,5 ani de la luarea mandatului? Asta a fost prima întrevedere, în 2 ani jumate. Noi am avut o întrevedere în același format, înainte de adunarea Moldova Europeană din 21 mai și acum a doua oară. Și urmează să mai existe una în viitorul apropiat cu toate partidele, hai să zicem, active pe scena politică din Republica Moldova. În opinia dumneavoastră, cei care au fost acolo sunt liderii singurilor partide pro-europene de la Chișinău? Altele nu mai avem? E un soi de... Nu mă pronunț eu cine și ce simte, dacă e cineva pro-european sau nu. Poate și din cei care am fost acolo nu sunt toți pro-europeni convinși, dar își mimează cumva parcursul european al partidelor pe care le conduc. În altă ordine de idei, eu cred că acest dialog are loc prea târziu, iar partidul de guvernare, în afara dialogului pe care noi, partidele de dreapta, îl avem cu doamna președinte, se comportă ca un monopolist, monopolist politic, în ceea ce înseamnă parcursul european al Republicii Moldova. Dacă bine vă uitați în comunicarea publică a PAS-ului, în pliantele mai nou pe care le împrăștie pe aici, prin Chișinău și prin suburbii, ei scriu clar că noi suntem unicul partid pro-european sau care are capacitatea de a duce Moldova în Uniunea Europeană. Cine i-a botezat că sunt unicul partid? Cine i-a mințit? Eu cred că orice partid politic, în Republica Moldova și în genere, în toate țările din lume, pe noi ne jignesc că suntem mici, dar orice partid politic poate împușca la un moment dat în sensul politic al expresiei și poate deveni din mic mare peste noapte. Și am avut foarte multe exemple aici în Republica Moldova cu partide mici care, știți cum, după principiul bulgărului de zăpadă, au crescut destul de repede. Iar cei mari, la un moment dat, au devenit foarte mici. Iar cei mari, avem în ultimii ani, că s-au prăbușit chiar partidele mari din cauza că și-au construit structura politică pe bani și nu pe resurse umane de calitate și nu pe ideologie. De aceea, aceste întâlniri sunt absolut normale și democratice, dar nu văd cum facem noi jocul guvernării prin a fi prezenți acolo, pentru că, credeți-mă pe cuvânt, este foarte important ca noi, politicienii sau liderii politici ai unor cu tare partide, să avem un dialog și să ne spunem direct omului, factorului decizional din țara asta, care este doamna președinte Maia Sandu, contrar tuturor legilor și Constituției, este foarte important să avem un dialog, pentru că trebuie să recunosc că ceea ce îi spunem dumneiei, lucrurile se rezolvă. Ultima precizare despre aceste întrevederi. Nu știți cumva de ce la ultima n-a fost prezent și cineva de la Partidul Liberal și doi, Partidul Liberal sau Partidul Social Democrat European, care e
frate Geamăn cu PSD-ul de la București, care conduce guvernul. Ei nu sunt pro-europeni. Sau PLD-ul lui Vladimir Filat. Deci PSD-ul, în primul rând, este un partid de stânga. Noi, cei care am fost prezenți, noi avem prin, în statutul nostru politic indicat faptul că suntem partide de centru-dreapta sau dreapta. PSD-ul este un partid de stânga. Dar pro-european. Pro-european. Urmează, foarte probabil, să fie invitat și PSD-ul. Doi, Partidul Liberal de jură există, de fapt, cred că e doar Mihai Ghimpu și Ștampila. Trei, m-ați întrebat și de PLDM. Nu cred că va accepta, doamna președinte, să se întâlnească cu persoanele sau cu politicienii cu, spunem așa, cu integritatea juridică sau șubredă sau... Mă înțelegeți ce vreau să spun. Știm foarte bine istoricul politic și nu doar politica lui Vlad Filat. Eu cred că din acest motiv n-a fost invitat PLD-ul la președinție, la aceste întruniri. Și cât ține iarăși de PSDE, PSDE nu s-a debarasat în totalitate de persoanele din anturajul lui Plahotniuc, când ei, de fapt, erau Partidul Democrat. De aceea, probabil, sunt cumva încă marginalizați. Asta eu îmi exprim opinia mea, ce am văzut eu dintr-o parte, știți cum, dar cei de la președinție, ca întotdeauna, știu mai bine. Și când e următoarea întâlnire sau nu se știe clar? Nu a existat o dată concretă, dar cu siguranță sfârșit de iulie, început de august. Așadar, domnule președinte Gabor, astăzi 10 iulie, în ajun de 11 iulie, când se fac 2 ani de la anticipate, la prima oră, în fața Parlamentului, a ieșit la presă Partidul Acțiune și Solidaritate. În frunte cu domnul Igor Grosu, președintele de iure al partidului, alături a venit și prim-ministrul țării, domnul Dorin Recean, au povestit despre succesele pe care, zic ei, le-au înregistrat în acești 2 ani de guvernare. Dar până a intra în detalii, în opinia dumneavoastră, acești 2 ani de guvernare a PAS-ului, ce notă merită de la 1 la 10? De la 1 la 10 o să le pun o notă de 5, adică trecătoare, dar totodată nu pot să le dau o notă negativă complet, din considerentul în care avem ce avem aici în Europa de Est, avem războiul ăsta care pune o presiune enormă pe tot ceea ce înseamnă agricultura moldovenească, pe tot ceea ce înseamnă economia moldovenească, securitatea noastră națională. De aceea, într-adevăr, lucrurile sunt complicate, dar asta nu înseamnă că tu, cel care conduce, ai dreptul să fii slab, din contra. Asta trebuie să te întărească. Ori părerea mea despre actuala guvernare, părerea mea, și pot să o argumentez, mai ales la capitolul securitate națională, părerea mea este că ei sunt slabi. Nu am zis niciodată că sunt corupți, că sunt bandiți, că sunt nu știu ce, niște impostori, dar sunt slabi. Ori vremurile în care trăim cer, prin definiția lor, niște acțiuni mult mai drastice, mult mai ferme. Pe alocuri am impresia că partidul de guvernare se joacă de statul, dar nu asigură funcționalitatea așa cum trebuie, cum scrie cartea a statului Republica Moldova. Ce așa mari realizări? Am văzut. Au zis că limba română, păi limba română e realizare? Nu e realizare. Limba română este era o sintagmă pe care Curtea Constituțională, dacă țineți minte, încă câțiva ani în urmă, pe vremea lui Alexandru Tănase, când era președinte, au declarat printr-o hotărâre că declarația de independență a Republicii Moldova prevalează Constituția Republicii Moldova, astfel limba română este limba de stat. Unde e meritul guvernării aici? De ce se laudă președintele Parlamentului? Doi, am văzut ce zicea și premierul, și nu înțeleg ce caută premierul acolo, în fine, treaba lor, partidul lor, treaba lor, că da, au luptat cu destabilizări. Securitatea națională a Republicii Moldova este mai șubredă astăzi decât pe vremea premierului Natalia Gavriliță. Și atunci ne întrebăm care a fost necesitatea schimbării sau remanierii atunci în guvern, cum s-au justificat ei că o dau la o parte pe Gavriliță ca să-l pună pe Recean, pentru că el, într-adevăr, va pune accent pe securitate. Am văzut ce accent pun pe securitate. Când le-am spus direct și anul trecut, dar clar că ei nu țin cont de părerea nimănui, ei le știu pe toate,
că pe 25 februarie 2022, la o zi de la invazia Rusiei în Ucraina, noi deja trebuia să avem detașamente sau trupe antitero plasate în aeroport, undeva în Lanenii Noi sau pe porțile de intrare din regiunea separatistă transnistreană în Republica Moldova, mașinile verificate. Eu circul des la Tighina, de exemplu. Am activități. Deci poți pur și simplu să aduci din Transnistria tot ce dorești la Chișinău, armament, grenade, tot ce vrei, dacă știi de unde să le cumperi. Și nu-ți verifică nimeni, nimeni nu-ți verifică portbagajul. Doi, am văzut ce a fost la aeroport, nu vreau tare să speculez pe tema asta, dar asta e un semn, un indicator cât de nesigură sau cât de slabă este asigurată securitatea statului. Și vreau să spun despre băieții noștri care stau la așa numitul, nu-i zic hotar, dar la linia de demarcare cu fâșia separatistă transnistreană. Băieții noștri nu sunt armați, nimeni nu are niciun pistol, nici poliția, nici, bine, Vameșul, prin definiția sa, dar și Vameșul trebuie să fie înarmat, părerea mea, într-o zonă de conflict. Și trei, nici polițiștii de frontieră. Ei nu poartă arme și nici măcar în safeul de la ei, din cabinet, nu au arme. Dacă mâine se decide armata 14 să atace Republica Moldova, sunt vreo 35-40 de kilometri de la Tighina până la, sau vreo 50 până la aeroportul Chișinău. Cine o să le stea în cale și cu ce? Iată cât de șubredă este securitatea noastră națională. Și eu n-am văzut într-un an de zile, bine, suntem la un an jumate de la război, de când a început războiul. Eu nu am văzut măsuri radicale luate în această direcție. Cum noi ne batem cu pumnul în piept că mergem în Uniunea Europeană, când Uniunea Europeană, în primul rând, înseamnă frontiere sigure, Uniunea Europeană înseamnă securitate națională funcțională. Nu te joci de statul. Nu te joci pentru că ești taxat și dacă crede cineva că ce s-a întâmplat la aeroportul Chișinău nu se va mai întâmpla, credeți-mă că greșește. Cineva îmi reproșa zilele trecute un deputat de PAS într-o emisiune că ce vorbesc eu, că ei mi-asigură securitatea, că datorită lor noi azi trăim în pace și nu există destabilizări. Și eu m-am uitat așa cu nedumerire și zic, păi, da, asta ce-a fost la aeroport? Despre ce vorbiți? Băieții noștri, luați, dacă jurnaliștii ar face o investigație, pur și simplu, știți cum spunea și Vlad Filat, ar exploda toată politica la naiba. Pentru că dacă ar descoperi poliția că jurnaliștii, că poliția de frontieră nu prea merge la poligon, la antrenamente, la fel și alte detașamente ale Ministerului Afacerilor Interne. Și atunci cine ne apără pe noi în Republica Moldova? Despre securitate mai vorbim, dar vreau încă o precizare despre cei doi ani de guvern. Dacă atât de atent ați ascultat discursul președintelui și a premierului, dar realizări socioeconomice, care zic ei că sunt? Și dacă sunt nu sunt realizări economice, pentru că Republica Moldova în ultimii 2 ani s-a tot împrumutat sau a stat pe granturile pe care ne le-au oferit partenerii externi. Bună oară pentru ce au compensat iarna trecută, da, oamenilor? E bine că au compensat, nu pot să critic această decizie, dar eu am asta e un socialism, eu nu sunt socialist. Ceea ce a făcut PAS-ul este un socialism clasic. Pentru că tu iei bani de undeva, ori împrumut, ori granturi, și în loc să investești în proiecte durabile, cum ar fi educația, cum ar fi infrastructura, tu investești în compensații. Doar țările socialiste practică așa ceva. Prin urmare, ei spun că da, păi noi am compensat aproape 50% la 900.000 de oameni, dar cine a negociat contractul la gaz ca să avem așa prețuri? Eu? Noi, partidele de extraparlamentare? Nu, voi v-ați reparat greșeala pe care ați comis-o voi în negocierea cu Gazpromul din banii partenerilor externi și acum vă lăudați că noi, da, noi am compensat. După voi v-ați reparat greșeala, oameni buni. Doi la mână, ce am văzut că a spus președintele Parlamentului și chiar așa m-a revoltat un pic, că nu este posibil în 2 ani să faci ceea ce s-a deteriorat sau distrus în 30.
că iată, că fostele guvernări au tras la fund Republica Moldova, că fostele guvernări au fost corupte. Și niciun cuvânt că jumătate din PAS vine din PLDM, care a fost la putere atunci când Republica Moldova era târâtă și furată zi și noapte, cu camioanele scoteau banii de la Banca de Economii. Niciun cuvânt despre asta. Dorin Recean ce funcție avea atunci? Care stătea azi și spunea că, dar cum vreți voi în 2 ani să reparăm ce a fost în 30? Prietene, ai fost ministru din interne, nu vrei să ne povestești cum Republica Moldova pierdea sute de milioane de euro din cauza contrabandei cu țigări și spirit? Niciun cuvânt. Ați auzit azi vreun cuvânt despre faptul că în ultimul an în Republica Moldova s-a triplat producția ilegală de țigări? Nu o să vă spună nimeni. Credeți că aceste țigări se vând pe piața moldovenească? Categoric nu. Aceste țigări sunt în continuare prin contrabandă duse în România, mai departe și spre Uniunea Europeană. Lucrurile nu s-au schimbat. Lucrurile pur și simplu au învățat cumva mai bine și mai inteligent să le ambaleze și să le ascundă. Și probabil peste încă 2 ani, când vor avea raportul de 4 ani de guvernare, vă asigur că vom auzi aceleași retorici că în 4 ani nu poți schimba ceea ce nu s-a făcut în 30 de ani. Dar când poți schimba? Dacă tu ai absolut toată puterea în stat, tu ai toate instrumentele ca să schimbi radical în 4 ani. Eu am fost în Estonia prin prisma unor vizite, mai legate de sistemul medical în primul rând, și Estonia au o filosofie absolut, de asta și-au progresat, au o filosofie politică absolut sănătoasă. Ei spun foarte clar, dacă în primul an de mandat n-ai schimbat sau nu ți-a reușit reforma, uită de ea. Nu mai împinge cât degeaba. În primul an de mandat se fac toate reformele, apoi 2 ani, legi mai mici, ajustări, una implementarea, și ultimul an te ocupi de următorul ciclu electoral. Poate nu e corect să spun asta, dar asta se întâmplă în toate țările, nu doar în Republica Moldova. De aceea sunt foarte și foarte, nu sunt supărat, că nu am de ce, nimeni nu mi-e dator, dar sunt foarte indignat că nu am văzut punctul 1, punctul 2, punctul 3, pe sănătate, pe educație în 2 ani, zero. Pentru că reforma, că se laudă că au comasat universitățile, asta e impactul zero. Comasat clădiri și pământuri. Asta nu are un impact real asupra actului sau asupra calității actului de învățământ. Pretenții sunt mari, dar e clar că cine se tragă de mâine că dacă ei sunt singuri la guvernare și ei decid tot absolut. Ei singuri să-și spună că băi, n-ai făcut bine aici? Nu. Și de aceea nouă ne rămâne doar iată să mergem pe la televiziune și să ne exprimăm cumva nemulțumirea. Și evident că eu nu vin doar cu critici, eu îți spun pe ce să pui accent, pentru că nu eu am inventat chestiile astea, le-am văzut la țările europene, acolo unde tindem și acolo unde ei, iată, zi și noapte ne vorbesc despre parcursul european. Hai să facem ca în Europa atunci, prieteni. Timpul trece și 2 ani, ați văzut cum au trecut, și următorii 2 ani vor trece și mai repede. Că ați vorbit despre aeroportul în Piculeț, se exagerează când se cere demisii de onoare la o săptămână și un pic? Sau trebuie să așteptăm acel raport despre care vorbea premierul, totuși încă nu a fost publicat? Nu se exagerează nimic și deja nu mai putem vorbi despre o demisie de onoare, că au trecut, iată, am intrat în a doua săptămână. Demisia de onoare este demisia imediată sau până la 3-5 zile. Ea nu s-a întâmplat, eu înțeleg că nu s-a întâmplat, pentru că șeful IGPF este un apropiat al PAS-ului, șeful IGPF a făcut campanie electorală pentru guvernare și voi vreți azi guvernarea să-l dea afară? Deci, prin urmare, categoric, noi, Partidul Național Moldovenesc, și eu ca și politician, chiar dacă n-aș fi politician, aș cere demisia șefului IGPF, pentru că așa se practică în Europa, așa se practică în democrațiile veritabile și demisia nu este un act rușinos, demisia este o asumare a responsabilității, demisia este o dovadă a maturității politice și o dovadă a maturității, a competenței manageriale. Pentru că în toată lumea, în toate corporațiile, în toate instituțiile din țările prospere, managerii, pentru că șefii sunt manageri de fapt, își asumă și își dau demisia și lumea îi aplaudă și good job, bravo, respect, ți-ai dat demisia. Pentru că orice demisie nu înseamnă o tragedie. O demisie înseamnă un restart.
Da? Uh-huh. Vine un om nou, tot un om de lor, pentru că nu o să vin, nu o să mă pună pe mine acolo șef. Vine un om la fel de lor și aduce un suflu nou, aduce o inovație, o inițiativă nouă, e ceva normal. Din păcate, noi ce vedem e cum o mână se spală pe alta și ei în continuare ne spun că, da, iată, de azi ei au început instruirile antiteroriste. De azi trebuia de început instruirile? Sau din 25 februarie 2022? Întrebare retorică. Categoric, domnul Vasiloi, cu tot respectul, eu nu ne cunoaștem. Apropo, și nu am o părere rea despre acest domn. Suntem în relații absolut bune. Dar domnul Vasiloi trebuie să plece din funcție pentru că așa este corect. Pentru că eu vin din domeniul sănătății. Eu dacă sunt manager de spital, director de spital, și în timpul, și intră cineva în spital și mi-omoară la gardă, mi-omoară doi medici în timpul serviciului. Eu trebuie să plec pentru că eu nu am asigurat securitatea muncii și securitatea la locul de muncă a angajaților mei. Eu sunt responsabilul. Și așa e în toată lumea, dar noi nu mai vorbim de parcurs european, de valori europene și standarde europene, dar de fapt tot am rămas ca la începutul anilor 90 și 2000, când o mână se spală pe alta și toți sunt de-a noștri, hai cumva să-i protejăm, alții nu avem, avem alții și avem, întotdeauna nu există om care nu poate fi înlocuit. Asta e o lege, asta e un mit, că, vai, ești excepțional. Nu, fiecare om poate fi înlocuit. Video care a apărut în weekend v-a șocat? Mă refer la discuția criminalului ăsta cu mamsa. Video în sine nu m-a șocat, pentru că eu am văzut lucruri în viața asta mult mai terifiante și mai teribile. M-a șocat cât timp a avut la dispoziție criminalul ca să se conecteze la Wi-Fi-ul aeroportului, să-și sune mama pe video și să vorbească. Noi am văzut doar o secvență, da? El a stat aproape 40 de minute din câte ni s-a comunicat, fără a fi neutralizat și așa mai departe. Am spus că nu vreau să speculez, dar pur și simplu nu o să vă spun, nu o să spună nimănui autoritățile, nici în rapoarte. Eu nu cred în rapoartele acestea, pentru că rapoartele acestea îs puși polițiștii să le facă, sau polițiștii superiori, ca să-și scoată în evidență propria neputință și propria greșeală. Și asta nu o să întâmple, ei nu vor recunoaște. Vor da un raport ce s-a întâmplat, dar nu vor vorbi ce s-a întâmplat cu acest atacator timp de 2 ore cât a fost ținut pe aeroport. Cum s-a discutat cu el? I-au cerut bani sau nu i-au cerut? Pentru că este o practică, nu e un secret, este o practică întâlnită la noi la aeroport, ca persoanele indezirabile, persoanelor indezirabile, li se cere mită $1,000-$2,000 ca să fie totuși până la urmă lăsați să intre pe teritoriul Republicii Moldova. Nu e un secret, puteți să întrebați, să faceți o anchetă, să întrebați polițiști de frontieră. De aceea, cum s-a vorbit? De ce știți ce înseamnă trigger, factor declanșant? Mm-hmm. Da? Ce a servit ca factor declanșant? Ce l-a determinat pe acest om să înnebunească complet, să ia arma și să omoare doi băieți de-ai noștri? Pentru că pur și simplu așa lucrurile nu se întâmplă niciodată. Eu nu cred că... Eu știu, în linie generale, de la lucrătorii din sistem, cam ce s-a petrecut acolo, dar eu nu cred că vor fi atât de sinceri cu publicul și cu cetățenii de rând și cu presa, pentru că acolo s-au comis multe erori, multe greșeli umane, pentru că vorbim despre oameni până la urmă, care dacă nu se întâmplau sau ar fi putut evitate dacă se punea mai mult accent pe instruirea și educarea continuă a lucrătorilor de la poliția de frontieră și așa mai departe. Este tragic ce s-a întâmplat, niște băieți absolut în floarea vârstei și-au pierdut viața și ați văzut și la băiatul ăla Igor Ciofo, a rămas soția cu 3 copii mici, minori. E o tragedie absolut și stare sper că noi, ca popor și statul, ca entitate, ca sistem, să învețe din această greșeală. Sperând că va fi așa, eu vă propun să luăm, vă rog, câteva clipe de publicitate, după care revenim. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Galbur, mai avem o știre, tot de securitate. Dați-mi voie să vă citesc un aliniat. Deci, SISU astăzi ne-a anunțat despre destructurarea în comun cu PC Coxu a unei rețele de agentură creată pe teritoriul Moldovei de către 2 cetățeni ruși, coordonați la rândul lor de către FSB-ul de la Moscova. Cei 2 agenți ruși racolau moldoveni, care ulterior, prin acțiunile lor,
influențau activitățile social-politice din țară în interesul Federației Ruse. Cum e țara, așa și spionajul sau totuși e serios treaba? Nu e nimic serios. Dacă deschideți internetul, nu știu dacă pot să dau denumirea la o... la un portal de investigații, portalul RISE, da? Da. Care, mă rog, e un proiect internațional până la urmă. În 2020 a scris despre aceste structuri de spionaj a Rusiei pe teritoriul Republicii Moldova. Azi am văzut doar prenume și inițialul numelui agenților respectiv, pe când RISE foarte clar și foarte transparent și explicit a dat și nume, prenume, funcția deținută în serviciu în GRU, da? În serviciu de spionaj extern al Rusiei. Băieții activau la Chișinău. Eu am văzut știrea de azi și consider că această știre care a avut loc, sau conferința de presă care a avut loc la ora 11, când a ieșit domnul Mustață și a declarat despre această senzație, care nu e de o senzație, pentru că în Republica Moldova activează în jur de peste 100 de persoane colaboraționiști cu FSB-ul rusesc. Două persoane, asta e, mă scuzați, dar e așa o jucărie. Deci eu consider că s-a ieșit anume astăzi, de ce nu mâine, de ce nu azi seara, de ce nu miercuri, s-a ieșit astăzi ca prin senzația acestei dezvăluiri să bruieze de fapt eșecul care a avut loc la ora 10 astăzi, când în fața președinției a ieșit partidul de guvernare și nu a avut nimic concret să livreze poporului, nicio realizare majoră în timp de 2 ani. Și ca lumea să nu discute despre ce a vorbit azi Igor Grosu pe scări la Parlament, iată că lumea azi și toate site-urile de știri, dacă intrați acum pe internet, azi toată ziua e plin de faptul că a fost destructurată o rețea de spionaj rusesc. Astea sunt jucării. Eu îl invit personal pe domnul Musteață, îl invit la Bălți să-i arăt cum funcționează rețeaua Serviciului Federal de Securitate a Rusiei, să-i dau nume, să-i arăt omul în față, să meargă cu mine atât în mașină și eu îi arăt personal cum funcționează băieții și cum aduc bani de la Iași, bani rusești. Asta nu știu cum ajung în România, cum îi aduc pe teritoriul Republicii Moldova. Din păcate, e și ăsta un eșec al actualei guvernări de a pune în fața sau în fruntea SIS o persoană din afara sistemului, o persoană fără experiență operativă, da? Care știi tu cum lucrează în teren, spionii, cum racolează, cum transferă banii. Deci de asta și spun că ceea ce am văzut azi e așa flori la urechi ca să ne distragă atenția de la lucrurile reale și de la partea negativă a raportului de 2 ani de activitate actuale guvernări. Dar putea fi ieșirea de azi și o acțiune pentru a distrage atenția de la aeroport? Că iată SIS-ul totuși lucrează? Sau nu are nicio treabă? Eu nu cred. Eu cred că lumea în continuare are atâtea întrebări referitor la aeroport că nu au cum să scape basma curată sau fără a prezenta un raport adevărat sau un raport autentic și detaliat despre ceea ce s-a întâmplat la aeroport. Domnul prim-ministru a promis miercuri trecută că raportul va fi prezentat până la finele săptămânii trecute, da? Vineri n-a fost, sâmbătă n-a fost, duminică n-a fost. Ce se întâmplă? Nu cumva se încearcă din nou să-și mușamalizeze incompetențele cei din sistem? Pentru că eu am fost destul de, ați spus la începutul emisiunii că sunt dur. Da, sunt dur. Pentru că eu am participat, de exemplu, în aprilie 2009, da, la evenimentele de acolo. Și am fost hărțuit. Eu aveam 21 de ani. Și am fost purtat pe la SIS, pe la procuraturile municipale, procuraturile generale, tot felul de dosare intentate pe lucruri care nu s-au întâmplat. Știți ce, unde lucrează astăzi anchetatorii ăia, procurorii ăia care mă anchetau pe mine și sute, mii de tineri. Mii de tineri au fost hărțuiți de procurori, de securiști și de polițiști. Azi toți sunt șefi. Azi toți sunt șefi și ei azi pregătesc rapoartele ce s-a întâmplat la aeroport. Vă vreți eu să-i cred pe ei? Eu nu o să cred niciodată, îmi pare rău. Eu consider că sistemul nostru de organele noastre de drept, de forță, da, de securitate, este compromis total și numai o
tăiere în carne vie, o reformă radicală ar putea schimba dramatic sau esențial lucrurile. Altfel, eu pur și simplu nu văd. Noi ne zbatem pe loc cu doi agenți ruși. E de râsul găinilor. Păi doi agenți ruși activează Republica Moldova? Dar de ce nu-și bagă nasul în curte la ambasada Rusiei să se întrebe de ce rușii au 140 de angajați la ambasada rusă, dar numai vreo 38 diplomați? Dintre acești diplomați vă garantez că 30 sunt membri ai structurilor de forță rusești, da, ai spionajului, dar cum rămâne cu cei 100? Cine-s ei? Unde-s ei? Și eu vă zic cine-s ei. Sunt băieții ăștia care lucrează pentru partidul Șor, care asigură tranzitul fluxurilor financiare din, sau nu partidul, și gruparea Șor, care asigură tranzitul fluxurilor financiare din Federația Rusă în Moldova. Băieții lucrează zi și noapte, preponderent în Nord. Am văzut în Găgăuzia cât de frumos au lucrat. Frumos în sensul negativ al expresiei de data asta. Și de aceea, doar cu trădare de patrie s-a menționat azi, dacă le se va dovedi vinovăția, cetățeanul respectiv va fi judecat pe trădare de patrie, va primi până la 12 ani pușcării. De acum rămâne cu dosarul lui Igor Dodon, care e judecat pe trădare de patrie și care există dovezi că Igor Dodon, în funcție de președinte a Republicii Moldova, a furnizat informații secrete despre situația, despre situația în agricultură, în economie și așa mai departe, despre stocurile strategice ale Republicii Moldova în agricultură și despre diferite aspecte despre care nu trebuie să cunoască niciun alt stat decât noi, Republica Moldova. De aceea, tu vorbești despre niște cetățeni străini sau cetățeni care au colaborat cu rușii, când noi avem un dita mai fost președinte care deja are deschis de 2 ani dosarul acesta și nimic nu se întâmplă. Deci eu cam nu mai am niciun pic de încredere în declarații de genul că o să-l băgăm pe X pe 12 ani, pe Y pe 15 ani. Fapte palpabile, au mai rămas 2 ani de guvernare. Au venit cu surle și trâmbițe că toți hoții vor sta la pușcărie. Cine stă la pușcărie azi? Cine stă la pușcărie? Poate eu nu cunosc. Asta e situația. Poate vreun host de găini sau de bicicleti. Siguranță, ăștia sunt primii care sau ăștia puștani de 20 de ani prinși cu 10 grame de marihuana. De marihuana, băgați la penitenciarul 13 cu violatori și cu ucigași într-o celulă. Asta e justiția despre care vorbim. Când lumea civilizată, Europa, de mult a dezincriminat posesia de grămaj mic de droguri, pentru că este nedrept să iei un copil de 18 sau un tânăr de 18 ani și să-l condamni pentru o greșeală, că, mă rog, e o greșeală a tinereții, da? Să mai consumă unul o marihuana, altul, eu nu justific, eu sunt împotriva consumului de droguri, dar eu nu sunt de acord că acești copii, la acestor puștani să le se deschidă dosare penale și să le compromită tot viitorul. Pentru că în cazierul lui, la 18 ani, deja scrie că el a fost arestat și prins sau judecat pe posesie de droguri. Viața lui, cariera acelui tânăr a încetat fără care să înceapă. Și iată cu ce se ocupă în genere poliția în ziua de azi. Și vedem, intrați pe pagina de Facebook a poliției și o să vedeți ceea ce spun. A fost prins unul cu un gram, unul cu două grame. Prostii. Haideți să continuăm cu știrile. Mulți au criticat faptul că summitul a costat, în sfârșit s-a aflat că a costat vreo 240 de milioane de lei. Bun, inițial s-a prezentat că a costat doar 13 milioane. Ulterior, inclusiv datorită dumneavoastră, s-a aflat. Da, eu am publicat că de fapt s-a încercat o manipulare a opiniei publice. Da. Și eu în continuare insist pe poziția mea, chiar dacă guvernul zice, păi noi am economisit 2 milioane de lei, 2,3 milioane de lei. Și am stat, zic, stați un pic, voi ați economisit acolo, la, mă rog, la castel, da? La blocul propriu zis. Dar de ce nu vorbește nimeni că din fondul rutier s-au alocat 240 de milioane sau 250 de milioane de lei pentru construcția sau pentru renovarea tronsonului de drum de la Chișinău-Tiraspol, anume până la Bulbacă? Sau cum ei ne cred de proști și zic, păi oricum trebuia reparat.
Păi da, domnule, oricum trebuie reparat, dar de ce nu l-ai reparat începând de azi sau începând din august, dar l-ai reparat cu o lună înainte de summit? E evident că pentru summit și nu am absolut nicio problemă cu asta. Da. Drumurile bune costă bani și chiar dacă era jumătate de miliard de lei, eu avea să susțin această cauză. Într-adevăr, banii trebuiesc investiți în infrastructură, pentru că infrastructura are un impact esențial asupra economiei, asupra transportului și așa mai departe. Dar nu ne crede de proști, vă rog frumos, nu ne credeți de proști în continuare, lumea s-a deșteptat. Nu mai sunt chiar atât, toți atât de proști cum cred ei, da? Spune, da, summitul a costat cap-coadă, infrastructură, logistică, tot, transport, a costat 255 de milioane de lei. Ok, și explică omului, da, este o sumă mare, dar beneficiile acestui summit. În urma summitului, Republica Moldova va primi sub formă de granturi de la parteneri externi până la 2 miliarde de euro. Și explici omului, am investit 250 de milioane de lei, primim 2 miliarde de euro. Și cetățeanul o să zică, ba, ok, e o afacere bună, profitabilă, rentabilă până la urmă. Dacă în ei și duci de nas că au costat un eveniment, dita mai eveniment, că a fost mare, ai adus 50 de lideri europeni aici la Bulboaca cu 13 milioane de lei, deci 650.000 de euro. Dar efectele politice, le așteptați în continuare? Credeți că începem negocierile de aderare a noastră totuși sau nu prea sunt șanse? Noi putem să începem negocierile de aderare, dar asta nu înseamnă că negocierile nu vor dura până la 10 ani, de exemplu. De aceea eu, știți, eu cred că alegerile de la toamnă, alegeri locale, vor avea un impact asupra începerii procesului de negociere de aderare la Uniunea Europeană, pentru că eu intuiesc și reiesc din calculele pe care le am eu și din informațiile pe care le am eu, stânga politică pro-rusă, la nivel național, va avea un scor uimitor, bun, da? Din păcate, și acest fapt le vor trezi europenilor niște întrebări. Păi stați băieți, voi vorbiți că moldovenii vor în Uniunea Europeană, dar moldovenii votează cu partidele pro-ruse la alegeri locale. Mă înțelegeți? Eu cred că asta e miza Rusiei la alegerile locale din toamna acestui an. De a crea aparent o senzație ca și cum moldovenii nu vor în UE și cumva într-o proporție destul de mare încă sunt așa mai pro-ruși și pro-stânga. Da? Eu cred că o să le reușească, nu pentru că sunt ei puternici și au mulți bani, ci pentru că suntem noi dezbinați, noi pe dreapta politică suntem dezbinați, suntem încă slabi și încă avem un partid care monopolizează tot ce înseamnă politică pe dreapta, pe șchierul de dreapta și care se crede învingător fără măcar a participa în această bătălie. Ei azi s-au laudat, domnul Grosu s-a laudat azi acolo că au interzis partidul Șor și iată, au pus punct acestor grupări de crimă organizată. Pe cine minte, domnul Grosu? Când eu vorbesc cu deputații PAS și ei sunt de acord că interzicerea partidului Șor e așa, un pic de PR și apă de ploaie, că în fond ați văzut că s-au creat încă vreo 5-6 partide în jurul partidului sau în jurul fostului partid Șor, au format blocul Șor și atunci ce ai să faci următorul pas? Ai să interzici încă 6 partide în baza la ce? Cât timp o să-ți ocupe? O să mai vrea Curtea Constituțională să-și asume asemenea decizii periculoase, pentru că bumerangul în politic se întoarce cam întotdeauna, ca și în viață de altfel. De aceea, lupta cu crima organizată și cu gruparea Șor nu e lupta cu entitatea juridică, da, cu partidul, ci lupta cu fluxurile financiare și cu resursele umane pe care le au ei. Dar ați văzut pe cineva arestat? Da, arestat, da, dar judecat. Nu, eu n-am văzut pe nimeni. I-au prins pe ea cu milioane de lei pe aici, pe în Chișinău, i-au prins pe la Orhei. În total, procuratura a reținut 200 de milioane de lei. În ultima perioadă, de la toți cărăbușii ăștia care duc bani încolo încoace pe la gruparea Șor. Și sunt persoanele, au fost reținute persoanele, acum sunt toți în arest la domiciliu, care e în control judiciar.
Nu e nicio decizie a instanței nicăieri, din păcate, nimeni nu stă la pușcărie. Vă ia mai la vale să vorbesc despre asta, dacă ați vorbit dumneavoastră. Ce se întâmplă, credeți, cu Partidul Socialiștilor? În fiecare săptămână auzim că pleacă câte unul de al lor la șor. De altă parte, sunteți foarte sigur că socialiștii sunt finanțați de ruși, șor la fel de către ruși, dar și ia unul de la altul. Da, cu siguranță rușii acum pun deja accent și pun miza pe șor. Uh-huh. Pentru că Igor Dodon, cumva ca și om politic, a mai scăzut din rating. Vedem foarte bine cum crește șor în ratinguri și cum scade Igor Dodon. Da, noi suntem la o absorbire, dacă vreți, a Partidului Socialiștilor de către gruparea șor. Și de ce se întâmplă lucrul ăsta? De ce nu iau de la alte partide, dar anume de la PSRM? Pentru că ăștia sunt oamenii de încredere a rușilor, pentru că ăștia știu cum funcționează fluxurile financiare, știu agenda Rusiei pentru Republica Moldova și pur și simplu șoră ia la el ca să-i fie mai ușor să activeze sau să-și desfășoare acțiunile antinaționale, pentru că sunt acțiuni antinaționale, sunt îndreptate împotriva statului Republica Moldova. Scopul lor e ca acest stat să fie slăbit în permanență, pentru că e ușor de vide emperă, da? E ușor să disparți oamenii, să împarți oamenii în tabere, să bagi zăzanie și ură în societate, pentru că e mai ușor așa să cumperi oamenii, e mai ușor să controleze situația. Haosul întotdeauna a fost unul din instrumentele, sau provocarea haosului a fost unul din instrumentele cele mai importante a Federației Ruse de acțiune asupra societăților pe care au vrut să le controleze. Republica Moldova, Ucraina în anii precedenți până la război, țările din Caucaz și așa mai departe. Și asta se întâmplă în continuare în Republica Moldova. Vorbea despre alegerile locale de la toamnă. Partidul dumneavoastră? Pregătiri? Gata? Start? Da, nu încă start. Suntem în pregătiri și eu am menționat, mereu comunic în ultima perioadă, că ne confruntăm și am comunicat și cu doamna președinte despre acest lucru. Ne confruntăm pur și simplu cu un monstru inteligent, dar din păcate malefic. Aici o să revin înapoi la crima organizată care face politică în Republica Moldova. Pentru că ce se întâmplă? Noi mergem, ne întâlnim cu primari, consilieri raionali, locali, îi atragem în echipa noastră și în ziua următoare vin oamenii cu pungile cu bani și pur și simplu îi cumpără la pachet. Este imposibil la ora actuală în Republica Moldova, noi, partide tinere, curate, bine intenționate, este imposibil să faci politică cu inima deschisă, să ai încredere deplină în omul pe care îl iei în echipa ta sau pe care vrei să-l propui să candideze la toamnă, pentru că în secunda 2 vin băieții de la șor și îl cumpără la pachet cu consilierii, cu echipa lui locală și așa mai departe. Până statul, până agențiile astea sau serviciile de securitate nu își vor face meserie radical, cât mai repede, pentru că au rămas încă 2 ani, să elimine acest control al crimei organizate asupra politicii moldovenești, eu sunt foarte și foarte sceptic, am devenit foarte sceptic asupra succesului, parcursului european a Republicii Moldova. Pentru că asta e scopul lor, să ne deturneze. Eu cred, eu sunt un european prin definiție. Eu sunt cetățean european. Eu am trăit ultimii 5 ani în Uniunea Europeană. Eu știu cum funcționează, mie îmi place libera circulație, mie îmi place că funcționează legea, mie îmi place că dacă lucrezi câștigi pe merit. Eu vreau ca Republica Moldova, părinții noștri, bunicii noștri să simt acest gust al bunăstării pe care îl aduce Uniunea Europeană. Dar eu sunt foarte sceptic văzând că statul este atât de slab, atât de incompetent și de impotent pe alocuri, în raport cu crima organizată care pur și simplu s-au băgat tentaculele peste tot, și la nord, și la sud, și aici în Chișinău, și la Orhei, nici nu mai zic. Este foarte trist, este foarte trist. Ei ce zic? Că au interzis partidul ușor. Dar de ce n-au interzis magazinele sociale care în continuare corup alegătorii?
instrumentele cu care operează sau opera gruparea Șor, ele funcționează în continuare. Și atunci cu ce te lauzi tu 2 ani de guvernare? Când n-ai făcut nimic în esență. Lucrurile pe hârtie poate și nu arată rău. Legi, tot felul de hotărâri, tot felul de ajutoare încolo, în stânga, în dreapta, digitalizare în ghilimele. În realitate lucrurile arată trist. Și nu o spun eu. Eu azi abia am venit în Chișinău. Eu am fost la nord zilele astea și circul în genere prin țară. Lumea e nemulțumită și dacă vezi că lumea e nemulțumită, eu n-am văzut un om live, doar pe internet văd laude pentru guvernare, da? În față eu nu am întâlnit în ultima perioadă un om care spună că wow, ce guvern avem, ei, lucrurile s-au schimbat, trăim mai bine, simțim bunăstarea asta. Iarăși, iată, eu pe parcurs îmi mai aduc aminte câte o propoziție din ce au vorbit azi la prezentarea acestui raport. Zice premierul, păi de la 1 iulie am indexat pensiile cu 15%. Aprilie. Am majorat salariile bugetarilor. Au indexat pensiile cu 15% când, conform legii, trebuiau să le indexeze la rata inflației de la sfârșitul anului 2022. Și inflația atunci era 30-32%. Respectiv, au indexat pensiile, dar lumea a sărăcit, pensionarii au sărăcit automat cu 15%, puterea lor de cumpărare a scăzut cu practic 15% în raport cu aprilie sau cu aprilie, mai și așa mai departe anului trecut. Mă înțelegeți ce zic? Sau oamenilor, bugetarilor le-au dat câte o plată unică de 1300 de lei sau 1500 de lei. Dacă ei și raportează, ei spun, noi am majorat. Voi n-ați majorat, voi ați ajustat sau ați încercat să ajustați la rata inflației pentru că s-a scumpit tot absolut. S-a scumpit tot absolut și puterea de cumpărare a cetățeanului a scăzut. Oamenii cumpără în continuare. Să nu credeți că moare cineva de foame, da, la propriu. Dar cheltuie mai mult, procentual, decât anul trecut. Revenim la locale un piculeț. La Chișinău. Ați luat vreo decizie de ce faceți? La Chișinău am purtat, practic, mai bine de o lună, negocieri cu diferiți potențiali candidați din partea Partidului Național Moldovenesc. Încă purtăm aceste negocieri. Nu este nicio grabă. Noi, în primul rând, respectăm legea și respectăm, spre deosebire de alți candidați deja prezenți pentru Chișinău, respectăm codul electoral, respectăm legea și noi avem până 7 august timp ca să ne înaintăm candidatul la Chișinău. În altă ordine de idei, multă lume mă întreabă și cât o să luați, cât de mult o să luați. Noi nu suntem interesați de mult. Uitați, eu sunt tânăr, partidul e tânăr, colegii mei sunt toți tineri. Noi avem o altă abordare politică. Lasă râdă lumea de noi, lasă spună că suntem tineri proști, naivi și nu avem experiență. Nu-mi pasă. Noi avem o abordare pragmatică. Eu nu am nevoie să câștig la alegerile acestea 100 de localități. Pentru că nimeni, niciun politician, nici PAS, nici PSRM, nici Șor, nimeni nu are capacitatea de a gestiona așa cum trebuie 100, 200, 300 de localități și chiar și sate. De ce să nu luăm noi, și asta e scopul nostru, asta e strategia noastră pentru alegerile din toamnă, să luăm, de exemplu, până la 20 de localități. 20 de localități ar fi perfect. Da? Asta e o cifră gestionabilă, asta e o cifră, un număr de primari și de consilieri cărora noi, ca și partid, le putem acorda asistență în scriere de proiecte. Noi putem veni cu proiecte de înfrățire cu localitățile din România. Noi putem veni cu proiecte gata făcute pentru localitățile lor. Eu personal, ca lider politic, pot să mă întâlnesc într-o lună cu fiecare dintre acești primari să-i întreb ce te pot ajuta, unde, să văd cum e lucrul pe teren. Pentru că ce s-a întâmplat în ultimii ani? Au câștigat Partidul Democrat, PSRM, sute și sute de primării. Da? Și performanța, cantitatea niciodată nu bate calitatea. Am văzut și la ce duce acest lucru într-un final. Au câștigat 200 de primari sau 250 și pentru că nu le-au acordat timp de 4 ani atenție, pentru că nu le-au acordat sprijin, suport tehnic,
Nu i-au sunat pe unde e primare în 4 ani. Acești primari, în secunda 2, când a venit băieții cu bani, au părăsit partidul și s-au dus. Dacă îl neglijezi pe om, el te părăsește. Mai ales dacă e în funcție publică. Pentru că el are nevoie, primarii au nevoie de suport. Și au nevoie ca cineva aici, la Chișinău, să lupte pentru ei. Să iasă, iată, la televiziune, să transmită public o nemulțumire, niște ilegalități care se comit în raionul X sau Y. De aceea noi vrem o cifră gestionabilă, avem candidați tineri și mă bucur enorm că avem tineri de 25, 28, 30 de ani care candidează la localitățile lor, în satele lor de Baștină în mare parte, dar avem și la Bălți un candidat, eu cred că e cel mai bun candidat prin prisma faptului că e un bun cunoscător al administrației publice locale, e un adevărat patriot, că dacă nu era patriot nici nu mă legam cu el și știu sigur că e bine intenționat în ceea ce privește municipiul Bălți. Pentru că și eu sunt bălțean și credeți-mă că eu vreau tot ce mai bine pentru oamenii de la Bălți și pentru orașul propriu zis. Sper că lumea ne va vota, lumea ne va acorda un credit de încredere, chiar dacă suntem tineri, pentru că mulți ne spun că nu avem experiență. Dar credeți-mă că noi compensăm pe alocuri, poate, lipsa de experiență cu entuziasmul pe care îl avem. Asta e foarte important. Este la fel de important să luăm și câteva clipe de publicitate, vă rog, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul președinte, dar eu iarăși insist pe Chișinău. Partidele pro-europene, de ce n-au mers cu un candidat unic? Sau să câștige, sau să ajungă cine poate în turul 2 și acolo vedem mai departe? Din cauza partidului de guvernare. Pentru că partidul de guvernare se consideră deja învingător la Chișinău și pentru că sunt la guvernare, ei nu consideră necesar de a negocia cu partidele mici. Și asta este o greșeală. De ce? Uitați, eu, de exemplu, dacă aș participa la Chișinău, la alegerile din toamnă, da, în calitate de candidat la funcția de primar, evident că eu sunt cu picioarele pe pământ și sunt absolut conștient de potențialul meu și de etapa politică în care mă aflu, a parcursului nostru politic. Dar eu sunt absolut sigur că aș putea, de exemplu, să câștig 2-3%, da, pe Chișinău. Uh-huh. Și mai știu încă vreo 4-5 candidați care probabil vor câștiga, care la fel pot câștiga 2-3-4% la Chișinău. Când ei își calculezi, astea sunt 10%. Da? De 10% pot schimba radical. Nu atât, de exemplu, bătălia pentru fotoliu de primar, cât bătălia pentru Consiliu. Mm-hmm. Pentru că la Chișinău este important ca lumea să știe că este mult mai important să ai, sau mult mai puterea, de fapt, se ascunde în majoritatea din Consiliul Municipal decât în funcția de primar. Pentru că tu, dacă ești primar, de exemplu, și nu ai majoritatea în Consiliu, s-ar putea să-ți blocheze proiectele, activitatea și așa mai departe. Și pur și simplu 4 ani o să stai și o să te plângi pe video-uri pe Facebook că Consiliul îți blochează activitatea. De aceea, lupta pentru Consiliu nu este mai puțin importantă decât pentru funcția de primar. Și atunci cu noi nimeni nu a vrut să discute pe acest subiect, chiar și la președinție când am fost, a fost și domnul Carp. El a reprezentat partidul de guvernare și nu a menționat nimic, nu a, măcar știi, așa, într-o discuție verbală de 5 minute, știți? Dar așa au hotărât ei că au puterea și resursele necesare de a merge singur. Nu este exclus că până în va începe perioada electorală pe 7 august, noi, partidele de dreapta, iată, cele care nu suntem niciodată luați în calcul, da, de acești mari specialiști în politică, iată că noi s-ar putea să avem poate noi un candidat comun. Și eu cred că lumea ar putea să ne simpatizeze prin prisma faptului că am renunțat toți cumva la orgolii personale, am renunțat toți cumva la
a obține dividende politice, doar ca să avem un candidat bun, cu șanse reale la primăria municipiului Chișinău și o listă foarte bună la Consiliu. Dacă se implică, cum a zis-o mai în glumă, mai în serios inițial, după care a zis-o pe bune, Igor Dodon, stric cumva jocul cuiva? Păi sau numai lui Ion Ceban? Da, numai lui Ion Ceban. Pentru că Ion Ceban a dezamăgit, vrem nu vrem, trebuie să recunoaștem, a dezamăgit un segment, poate nu jumătate, dar aproape jumătate, din alegătorii proruși, da? Ion Ceban a dat-o pe limba română, pe România, pe Uniunea Europeană, vizite în Statele Unite. Deci Ion Ceban s-a transformat, l-au transformat peste noapte dintr-un înverșunat rusofil, într-un americanofil, Uniunea Europeană. Mai așteptăm să se pronunțe și pentru aderarea la NATO. Asta l-ar putea costa capital politic și eu cred că deja l-a costat, dar vom avea rezultatele la alegeri. Igor Dodon nu cred că are potențialul sau capacitatea de a ajunge în turul 2, dar din considerentul în care ar dilua sau ar scădea din voturile pentru Ion Ceban, ar putea avantaja dreapta politică, în sensul în care cineva de pe dreapta ar accede în turul 2 din cauza că Ion Ceban poate nici să nu acceadă, apropo. Se vehiculează tot mai mult în ultima perioadă că Ion Ceban nu va accede nu că în turul 2, dar nici nu va ajunge la alegeri să candideze. După locale ne calmăm, vin prezidențiale. Despre ele discutăm ceva sau e clar și acum? Eu v-am mai întrebat și ultima dată când ne-am văzut. V-am mai întreb și acum. Lucrurile au rămas pe vechi? N-are lucrurile rost. Au rămas pe vechi. Eu cred în continuare că în calitate de președinte a statului Republica Moldova, așa cum cum prevede legislația în vigoare, doamna președinte, eu cred că se isprăvește. Eu chiar cred că Maia Sandu este un președinte de țară bun. Maia Sandu ne avantajează în ceea ce privește relația noastră cu partenerii externi. Maia Sandu le oferă partenerilor externi o încredere prin care ei acceptă să finanțeze proiecte în Republica Moldova. Eu nu văd la ora actuală un alt candidat pro-european pe dreapta care ar merita sau care ar fi mai bun decât doamna președinte Maia Sandu. Și o spun foarte pragmatic, nu o spun din fanatism sau din dragoste pentru Maia Sandu, o spun ca și om politic din calculele pe care le fac eu în capul meu și din realitățile cu care mă confrunt zilnic. Nu văd pe nimeni pe dreapta. Pe stânga s-ar putea să avem mai multe surprize. Da, la cum se guvernează pe nota 5? Da. Guvernul ar putea să o împiedice nițel sau poate nu să o... Să tragă un pic în jos. Da, să tragă un pic în jos, da. Da, dar nu dramatic. Pentru că Maia Sandu a avut mereu capacitatea și o are. Din păcate sau din fericire nu pot să mă pronunț că nu reprezintă partidul pe care îl conduc, dar Maia Sandu întotdeauna și în exclusivitate mereu a tras în sus ratingul PAS-ului. Dacă mâine Maia Sandu dispare de pe scena politică moldovenească, PAS-ul intră în Parlament cu 16-17% în următoarele parlamentare. Acest partid se ține în exclusivitate pe brandul, dacă vreți, dacă se poate spune așa, brandul politic numit Maia Sandu. Dacă PAS n-ar avea această armă care este Maia Sandu, acest partid nu are nicio șansă pentru că tare mulți amatori, impostori, incompetenți s-au oploșit în acest partid și în jurul lui. Unde credeți că au dispărut toți acești colaboranți cu oligarhii, toți acești businessmani de ăștia care s-au făcut milioane pe evaziuni fiscale, care au câștigat licitații trucate și contracte de sute de milioane cu stat? Unde credeți că sunt ei acum? Ei își desfășoară în continuare activitatea, pur și simplu au schimbat carnetul de partid. Asta e realitatea dură, cetățenii trebuie să cunoască, iar noi, tinerii politicieni, trebuie să învățăm din greșelile partidelor mai vechi, mai mari,
cum să nu devenim și cum să nu procedăm și cum să fim mai selectivi atunci când merge vorba de oamenii pe care îi promovăm în funcții. Țineți minte cât accent s-a pus pe acest filtru de integritate. Nimeni nu mai pomenește de el și s-a spart filtrul de integritate că jumate din Partidul Democrat a aderat la PAS și pe la Leova și pe la Călăraș și pe unde vrei. Și iată, nu mai există filtrul de integritate care ne asigura că la guvernare vor veni doar tehnocrați, principiul meritocrației va sta în capul mesei și așa mai departe. Asta este realitatea. Eu nu îmi fac acum că, mă rog, știți cum lumea zice, a, uite, mai au ăștia de criticat. Misiunea mea în politică, iată, eu așa mi-asum. Eu poate niciodată n-am să câștig nimic, poate n-am să am nicio funcție. Eu sunt absolut ok cu asta. Misiunea mea în politică este una educativă, informativă. Eu vreau ca să cresc și cu asta mă ocup în weekend-uri când vorbesc cu, mă întâlnesc cu tinerii prin țară. Vreau să cresc gradul de cultură politică a cetățeanului. Să nu se mai lase așa de ușor manipulat și să nu mai creadă tot ce e acolo pe Facebook și pe TikTok publică guvernările și miniștrii și așa mai departe. Asta vreau, cu asta mă ocup, asta îmi place și asta mi-aduce satisfacție. Pentru mine nu e cel mai important în politică funcția. Vă așteptați la minuni în domeniul social-economic după ce miniștrii și-au dublat salariile? Nu mă aștept, pentru că eu, știți cum, uitați, eu am criticat decizia de a dubla salariile. De ce? Nu pentru că ei nu trebuie. Într-adevăr, trebuie să aibă salarii bune. Miniștrii trebuie să fie plătiți bine, funcționarii publici trebuie să fie remunerați foarte bine pentru a diminua din riscul coruperii a acestor funcționari și pur și simplu pentru ca ei, ca oamenii buni, să-i atragem în sistem pe adevărații profesioniști. Dar tu te plângi că nu avem bani pentru agricultori, nu avem bani pentru asistenți sociali, nu avem bani, nu ne ajung bani în sănătate, nu avem bani, trebuie să ne împrumutăm acolo, e greu aici, s-a scumpit asta, asta. Poate totuși îți dai seama că nu e acum momentul să-ți majorezi salariile. Mm. Poate, nu știu, că printr-o minune la sfârșit de an vom avea niște cifre economice mai bune, hai așa, ca printr-o minune, am menționat. Și poate atunci va fi momentul să-ți majorezi salariile. Deci, și salariile ori le majorezi la toți, ori nu le majorezi deloc. Asta e regulă de bază într-o companie, într-o organizație. Mm-hmm. Pentru că la primari nu le-au majorat salariile. Și primarii, eu nu cred că primarii, primarul de Leova, primarul de Iedineț, domnul Cojocaru, sau primarul de Cahul, domnul Dandeș, lucrează mai puțin ca un ministru, ba din contra. Cred că lucrează mult mai mult ca oricare ministru de aici, de la Chișinău, care mai puțin subalterne în gestiune și are mai puține salarii mai mici. De aceea, ori le majorez la toți, ori nu majorez deloc. Asta e filosofia mea personală. Deja ei, cu deciziile lor, vor răspunde pe parcurs. Prin urmare, da, asta e ce m-ați întrebat de salarii. Un prieten de-a meu m-a rugat să vă întreb despre sistemul de sănătate de la noi, da. Pentru că, zicea prietenul, primește mai multe mesaje, precum lucrurile continuă să degradeze. Și este interesantă poziția dumneavoastră, luând în considerare faptul că sunteți că domeniul respectiv vă este unul apropiat. Ce avem noi în sănătate? Ce avem în sănătate? În sănătate avem o dictatură. La ora actuală, prin prisma hotărârii de guvern și a deciziei Parlamentului de a concentra toate spitalele raionale sub puterea sau sub gestiunea Ministerului Sănătății, ceea ce consider că este o greșeală și ceea ce în 2017-2018 însăși ministra sănătății actuală, doamna Nemirenko, considera că este o greșeală. Da, este interviul, este postarea ei de pe Facebook, cum dumneavoastră spune că e împotrivă, ca spitalele să fie aduse sub gestiunea ministerului. De ce? Hai vă întreb așa simplu, dar dacă mâine vine o persoană rău intenționată în fruntea ministerului și începe a-și numi cu mătrii și verișorii directori de spitale pentru toată țara, pentru că asta a fost miza
de ce au concentrat spitalele sub minister, da? Ca să-și poată numi directorii loiali puterii actuale și pur și simplu prietenii doamnei ministri Nemerenco. Și aici mă refer cum l-am numit pe ușa din spate, a încercat să-l bage la Ungheni, șef de spital. Nu a putut, la Bălți am intervenit eu și l-a băgat până la urmă șef de spital la Strășeni, pe un tip care e incompetent absolut, cu probleme de integritate juridică, care în ziua de azi este șef la Strășeni. Doi, șeful de la spital de la Telenești a fost cu Partidul Democrat. Există o decizie a Curtei Supreme de Justiție care confirmă o decizie a ANI-ului că acest om are un conflict de interes. El și-a angajat acolo în administrație sau în spital soția și el trebuie demis din funcție. Decizia e de câțiva ani. Prin urmare, Partidul Democrat, pentru că avea majoritatea la Telenești, nu l-a demis pe acest om. Deci, Consiliul Raional Telenești a mers împotriva Curtei Supreme de Justiție. Este incredibil. Bine, l-a apărat Partidul Democrat, până la urmă a căzut Partidul Democrat. Acum, pasul e la butoane, da? Mai ales că Spitalul Raional Telenești este în gestiunea Alei Nemerenco. Ea decide, pleacă sau nu pleacă. Și acum există decizia Curții Supreme de Justiție prin care acest director trebuie demis și poftim ministrul sănătății care nu respectă decizia Curții Supreme de Justiție, la baza căreia stă un act emis de Autoritatea Națională de Integritate, unde clar scrie că omul ăsta este incompatibil cu funcția pe care o ocupă din cauza că și-a angajat acolo rude de gradul întâi în spital și le dă salarii și bani. Poftim. Mai departe. Competiția cu privatul. Eu tare mulți ani am fost un părtinitor și probabil că încă sunt, pentru că părinții mei au lucrat toată viața în spitale de stat. Părinții mei la fel sunt medici. Și cumva am ținut întotdeauna cu statul. Dar statul pierde competiția cu privatul. Asta e bine. Eu mă bucur că privatul se dezvoltă în Republica Moldova. Chiar dacă ministerul le pune mari bețe în roate, chiar dacă sistemul public de sănătate monopolizează anumite servicii, mai ales în domeniul oncologiei, da? De ce mă bucur că privatul evoluează atât de frumos? Și la Chișinău, mare parte, Bălți și în alte localități. De aceea că privatul își permite financiar să-și iau utilaje de ultimă generație. Să ofere salarii bune. Privat, sunt medici care câștigă 3-4 mii de euro în privat la Chișinău. Asta e foarte bine. Omul lucrează, omul e specialist bun, omul trebuie remunerat. Și îmi place pentru că, teoretic, ei asigură acest spirit de competiție statului. Da? Hai băieți, treziți-vă. Faceți ceva cu salariile la stat. Faceți ceva cu resursele umane. Pentru că ceea ce văd eu, deci vă dați seama că eu stau cu ochii pe Ministerul Sănătății zi și noapte, pentru că e aproape de sufletul meu domeniu. Ceea ce văd eu este panglici tăiate, utilaje noi și reparații, da? Păreți și condiții hoteliere. Eu nu spun că asta nu e important, asta e foarte important. Dar cel mai important, prioritatea numărul unu este resursa umană în sănătate. Tu degeaba Republica Moldova nu-și cumpără, că de fapt ce face ministerul mimează ca și cum el a cumpărat utilaje și el a dotat secția cu tare, totul e absolut totul de la parteneri externi. Toate utilajele, că intrați pe pagina Ministerului Sănătății, Japonia, Olanda, Elveția, România, Uniunea Europeană și așa mai departe. Statul nu investește în sănătate atât cât trebuie. În programe de profilaxie la fel. Noi mai mulți bani cheltuim în tratamente, în asigurarea gratuită a diferitor servicii medicale, decât în profilaxie lor. Și asta este greșit. Alte state investesc în profilaxie și în 5-10 ani scap din banii pentru tratamentele asigurate de stat. Mm. Mai departe, o problemă majoră în sistemul de sănătate este Institutul Oncologic din Chișinău, care deține un monopol grosolan deja de 10 de ani asupra serviciilor oncologice. Eu, dacă vreau să-mi fac la Bălți cel mai tare spital oncologic din Europa de Est,
iată, eu am 100 de milioane de euro și eu vreau să-mi fac. Eu n-am nicio șansă. Pe mine nu o să mă lase Ministerul Chișinău niciodată. Pentru că lor le este convenabil să concentreze totul aici la Chișinău, pentru că ăștia-s bani. Ăștia-s bani mari. Da, dar e viața oamenilor. Asta e viața oamenilor și nu e problema atât în calitatea serviciului. Pentru că, într-adevăr, avem medici buni, avem utilaje bune. Problema în accesibilitatea cetățeanului la serviciile de oncologie. Ce șanse are cetățeanul cu un grad, de exemplu, de cancer? Da? Mă rog, unii au cancer și nici nu cunosc de faptul ăsta și află abia în stadiul 3 sau, mă rog, în stadii tardive. De la Criva sau de la Giurgiulești. El se duce la Cahul, la medic sau de la Criva vine la Edenes, la Bălți, la spitalele așa mai bine dotate și aia se uită pentru că ei nu au atât competențe oncologice atât de puternice, ori merge vorba de un diagnostic greșit, ori du-te la Chișinău. Drumul la Chișinău este scump, viața este grea, țăranii din sate nu au timp întotdeauna, care de dat la găini și el n-are când merge la Chișinău să-și facă niște remeneuri și niște scanning-uri, ceva să-și de... Și ajunge în stadiu tardiv și vine la Chișinău și medicul îi spune, du-te mă tale acasă și pune-ți la punct lucrurile și de-am... ai grijă, spune-le la revedere la copii. E atât de dramatic ce se petrece în domeniul oncologic din Republica Moldova și lucrurile nu se schimbă. Pentru că, iarăși repet, Ministerul Sănătății este interesat în acest monopol în oncologie și încă în alte domenii așa mai unice, pentru că asta asigură cu bani statul. Mă rog, asigură venit mare la aceste instituții. Și spuneam și de resursa umană. Întrebați-o pe Ala Nemirenko când o vedeți. Noi avem colegii de medicină la Bălți, Orhei, Ungheni, Chișinău și Cahul, dacă nu greșesc, 5. Câte moașe au produs aceste colegii în ultimii 2 ani de guvernare actuală? Câte moașe? Știți că, iată, orice femeie care a născut, nu o să mă lase să mint cât de importantă este moașa în timpul nașterii și în perioada de până a naștere, da? În sensul că nu stă medicul cu lăuza pe durata travaliului, ci stă moașa, da? Moașa este, stabilește o relație de încredere cu pacienta. Asta e o chestie frumoasă. Noi încă mai avem moașa în Republica Moldova și întrebați orice medic obstetrician, ginecolog, cât de important este ca o emisferă a creierului, dacă vreți, da? În actul medical ce ține de naștere. Toate ramurile au fost închise. Statul Republica Moldova nu mai produce moașă, asta este foarte rău, pentru că asta diminuează din calitatea actului medical în timpul nașterii. Moașa știe aproape tot ceea ce știe și obstetricianul. Din păcate, calitatea studiilor a căzut considerabil. Eu mă întâlnesc, noi avem în partid tineri de la medicină, de la universitate, de la colegii. Ei încă învață din aceleași manuale din care am învățat eu, adică din 1976, din 1982 și așa mai departe, traduse din literatura rusă. Când lumea pur și simplu s-a dus înainte, să vedeți din ce cărți învață englezii, estonieni, eu nu înțeleg pur și simplu de ce nu se schimbă curriculum? Că asta e și de datorie, nu doar a Ministerului Educației. Când e vorba de Universitatea de Medicină, e vorba și de Ministerul Sănătății. Uh-huh. Din păcate, managementul resurselor umane este foarte și foarte prost. În continuare, medicii pleacă după hotare. Da? România e destinația favorită. Elveția e noua destinație favorită. Serios? Da. În ultimii 2 ani, din cei care sunt prieteni de-ai mei, adică prietene, oameni pe care îi cunosc personal, deci au plecat în Elveția. Pentru că elvețienii știu ce înseamnă resursa umană, sănătate, și cât de prețioasă e și cât de greu e să o crești. Noi avem 2 minute, dar eu am 2 subiecte. Cum a gestionat guvernul criza agricultorilor? Și 2, dacă credeți că s-au calmat spiritele în jurul Procuraturii Anticorupție și Centrului Național Anticorupție? Referitor la agricultori, până la urmă, am văzut că s-au alocat 200 de milioane de lei
mă rog, nu cred că acoperă în totalitate necesitățile, dar amortizează cât de cât cererile și problemele cu care s-au confruntat agricultorii. Problema a fost că au fost umiliți acei agricultori și până în ziua de azi sunt criticat că le-am luat parte, pentru că am văzut că lumea împroșca cu noroi, că i-a trimis Moscova, fac jocul Moscovei, jocul ușor, când de fapt ăștia sunt pur și simplu agricultori moldoveni, băieții noștri de la țară. Faptul că merg cu tractoare scumpe, bravo lor, bravo că îi duce capul să investească, bravo, agricultura înseamnă business. În agricultură nu te bagi pur și simplu de dragul de a crește grâu, te bagi să faci bani. Și faci bani și investești în tehnică ca această tehnică să-ți asigure un profit și mai mare și să faci și mai mulți bani. Și bravo lor că își permit și apartamente și mașini. Iată, chiar îi laud pe agricultorii noștri și aș vrea ca statul să asigure cu subvenții mai mari, în dependență de cultură, da, pe care o au ei, pe termen lung, pentru că asta face parte din investițiile statului și în asigurarea asta a mediului înconjurător, da? În reducerea poluanților, poluării, aerului și așa mai departe. În plus, ce vreau să zic de acești 200 de milioane? Pur și simplu m-a dat gata, cred că la dumneavoastră în emisiune a fost ministrul... Sau, nu, la TVR. La TVR, da. Când ne-a zis că da, iată, le-am dat bani și am luat de la gura copiilor și de la gura bătrânilor și le-am dat la agricultori. Este pur și simplu o eroare grosolană de comunicare din partea unui ministru. Le-ai dat bani, fă-ți capital politic dacă vrei pe asta, spune, dragi agricultori, atât am putut, atât vă dau, nu le scoate ochii. Nu le scoate ochii că o să vină acest bumerang împotriva ta. Când ți-ai majorat salariul de la 26.000 la 50.000 sau când ai cheltuit milioane de euro în total, pe adunarea Moldova Europeană și pe summitul de la Bulboacă. De ce n-ai menționat de la gura cui ai rupt acești bani? De la care copii ești bătrâni? De ce trebuie la agricultori anume să le bagi zânzanii astea, să le scui pe în suflet că iată le-ai dat bani și ai luat de la gura copilului? Mi se pare o rușine. Și referitor la întrebarea numărul 2 cu... Neînțelegerile de procuratură, văd că s-au mai calmat spiritele. Faptul că nu-și spală rufele în public, cum au făcut-o până acum, înseamnă că totuși au ajuns la un consensus și eu mă bucur. Sincer vă spun că mă bucur și aș vrea să reușească. Pentru că nu-i așa că toți vrem o justiție corectă și o justiție funcțională. Este adevărat. De aceea lasă-i să lucreze. Tare aș vrea să văd și rezultate palpabile decât vorbe, briefing-uri, mari dezvăluiri, care în fond, în afară de PR și capital politic, pentru partidul care i-a numit acolo în funcție pe procurori, nu aduc nimic. Pentru că nu stă niciun... Au trecut 2 ani și niciun infractor nu stă... Sau infractor, sau bănuit, cum... Mă rog, Plahotniuc nici măcar nu-i căutat de Interpol. Plahotniuc nu-i căutat de Interpol. Cafcăliuc nu-i căutat de Interpol. Platon nu-i căutat de Interpol. Asta, cum îi zice, cu Transnistria tac, cu Transnistria cum au făcut acolo contrabandă cu țigări, spirit și așa și continui cu voia Chișinăului. Deci, eu nu văd. Ce au făcut prima când au venit atunci la guvernare? L-au arestat pe Stoianoglu și l-au acuzat că a luat dita mai mită de 60 de milioane de lei de la Platon. Unde-i Stoianoglu? Unde-s dovezile că a luat mită? În ce pușcărie stă să-i ducem un buchet de flori, un chifir? Nu stă nimeni la pușcărie. Ne-au dus de nas cu fofurlica asta, cu anticorupția și cu lupta cu că vor elimina hoții. Unica soluție pentru lupta cu corupția în Republica Moldova este digitalizarea completă a sistemului public, judiciar, medical, educațional. Punct. Alte prevetinguri, legi și tot felul de nu știu ce nu vor funcționa, că suntem prea puțini, ne cunoaștem toți între noi și atâta timp cât va exista contact om-om, atâta timp va exista corupția. Domnul Galbur, eu vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost la noi la emisiune, vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Vă mulțumesc și eu și o seară bună vă doresc. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.